După această bătălie a Bucureștilor, Constantin Prezan a fost numit șef al statului major general al armatei, statul major al Marelui Cartier General, condus de regele Ferdinand, și a condus retragerea trupelor române spre aliniamentele de pe Valea Siretului, unde frontul s-a stabilizat la sfârșitul anului 1916. Iar în 1917 a fost cel care a coordonat cele trei mari bătălii de la Mărești, Mărășe și Oituz, în calitate de șef al statului major general al armatei. S-a pus problema și de ce n-a fost numit Alexandru Alvărescu șef al statului major general al armatei în decembrie 1916. Bineînțeles, un motiv ar fi lipsa de simpatie între el și liderii politici, Ionel Brătianu în primul rând, și relațiile reci cu regele Ferdinand. Dar, pe de altă parte, era nevoie la acel moment, la începutul anului 1917, în fruntea statului major general, de un militar care să fie și diplomat, fiindcă trebuia să întrețină relații bune și cu partea rusă și cu misiunea franceză, condusă de generalul Berlot. Și, după cum știm, între Berlot și Averescu era o antipatie profundă. Și din aceste motive se consideră, pe bună dreptate, că numirea lui Constantin Prezan, a generalului Prezan, în fruntea statului major general, a fost o decizie inspirată a factorilor de decizie, ceea ce s-a și văzut în cursul anului 1917. Cum evenimentele se succedau cu repeziciune, este adus în fruntea armatelor care trebuiau să apere Bucureștiul de contraatacul impetuos al forțelor puterilor centrale. Deși a fost un insucces și Bucureștiul a căzut în data de 3 decembrie, activitatea sa organizatorică, activitatea sa de mobilizare a forțelor pentru stoparea ofensivei adversarilor, cât și crearea răgazului de retragere a instituțiilor, a familiei regale și a populației în teritoriul neocupat, au fost extrem de apreciate, motiv pentru care în data de 2 decembrie 1916 este numit șef al statului major general. Imediat își pune întreaga capacitate de muncă la contribuție, înconjurându-se de oameni și de personal corespunzător activităților ce urmau să fie făcute. Este motivul pentru care, odată retrase dincolo de partea focșanilor, armata română trece într-un amplu proces de reorganizare și restructurare în conformitate cu hotărârile pe care le-au luat armata română, misiunea militară franceză și misiunea militară rusă. Acestea au fost duse cu succes în planul tactic, dar și superior strategic, prin faptul că au fost pregătiți militarii să întrebuințeze noul tip de armament, să folosească noile metode de lupte ale armatelor antantei. Rezultatele se văd și marile victorii de la Mărăști, Mărășești, Oituz din vara anului 1917 stau mărturie capacității sale organizatorice și de comandă în această perioadă. În anul 1917, când devenise clară intenția puterilor centrale de a scoate România din război, e cunoscut faptul că la un moment dat mareșalul Mackensen, comandantul general al trupelor puterilor centrale de pe acest front, îi raportase Kaiserului că intră în Iași și șterge România de pe hartă. Generalului Constantin Prezan i s-a încredințat comanda generală a trupelor române. El este cel care a coordonat întreaga strategie de apărare, este adevărat ajutat de către mareșalul Averescu, care uneori nu a avut aceleași păreri, dar iată, conlucrarea dintre ei a avut un rezultat fericit. El este cel care a coordonat ofensiva de la Mărăști și respectiv defensivele de la Mărășești și de la Oituz, care au reușit să stăvilească ofensiva germană în ciuda pierderilor grele care au fost de ambele părți. Pentru România, ceea ce conta la momentul acesta e că nu se reușise ocuparea integrală a teritoriului național.
guvernul român nu ajunsese, precum guvernul belgian, să fie nevoit să stea în exil. După terminarea marilor bătălii, generalul Prezan, în această funcție de șef al statului major general, a trebuit să răspundă la o nouă provocare. Deci situația dezastruoasă a trupelor ruse, care se începuseră, intraseră într-un proces de anarhizare și trebuiau evacuate de pe teritoriul Moldovei la răsărit de Prut. Și atunci, în decembrie 1917, generalul Prezan a decis împărțirea teritoriului Moldovei în mai multe secțiuni militare, mai multe regiuni militare, și care să coordoneze această retragere a trupelor ruse cu un număr cât mai puțin de pagube, fiindcă aceste practic nici nu mai erau niște trupe militare, erau de un fel de bande de răufăcători, mare parte dintre ei, și comiteau tâlhării, crime, violuri. Și trebuie amintit în cadrul acestui proces și intervenția lui generalului Constantin Prezan în noaptea de 18-9 decembrie 1917, când a neutralizat așa zisul soviet de la Sokola, condus de bolșevici, care preconizau răsturnarea regelui Ferdinand și autorităților române și proclamarea unei republici bolșevice în Moldova, în România. S-a remarcat general Prezan prin sângele rece și fermitatea cu care a acționat în această noapte și a reușit să înlăture un focar de probleme care ar fi putut genera foarte multe probleme cu consecințe incalculabile. Din păcate însă, defecțiunile armatei ruse de pe frontul românesc au făcut ca armata română să fie pusă în imposibilitate. Este însă unul din momentele importante în care din nou generalul Prezan, acționând cu calm și fermitate, solicită guvernului aflat în exercițiu aprobări pentru punerea în ordine a relației armatei române cu armata rusă, în special cu bolșevicii care începuseră să acționeze în teritoriile românești. Mai mult decât atât, reușește să intervină cu tact și fermitate în cadrul incidentelor de la Sokola și să pună în acord cu hotărârile juridice și politice acțiunile armatei române în această perioadă. Din păcate însă, guvernul român este nevoit să încheie armistițiul noiembrie 1918 cu puterile centrale, dar pentru generalul Averescu înseamnă o nouă însărcinare. Este primul militar care preia comanda marului cartier general, întrucât regele Ferdinand, cel aflat la comanda acestuia, nu se putea să participe la negocieri în această calitate a sa. Este motivul pentru care, fiind primul militar care ocupă această demnitate, poate fi considerat ca unul din momentele de apogeu ale carierei sale militare. Întrucât negocierile nu erau fructuoase, este nevoit însă să își dea demisia din funcția de șef al marului cartier general în perioada aprilie-august 1918, deoarece în această perioadă guvernul Averescu și guvernul Marghiloman negociau cu puterile centrale, inclusiv demobilizarea unei părți din armata română.